Alo, frumoasă, ce faci? Ți-am zis de 100 de ori să nu mai îmi zici frumoasa mea sau cuvinte de-astea. Înțelegi că sunt cu cineva totuși. Te-am sunat să zic că ți-am văzut bărbatul acum. A intrat într-un restaurant cu o altă femeie. Glumești, nu? Cum să bărbatul meu te auzi ce spui? Ce nu mă crezi? Lasă asta, vino acum aici să vezi cu ochii tăi. Bine, hai că vin acum, vin acum. Stai acolo, nu te mișca, că vin acum. Ți-am zis de atâtea ori să-l lași și să-l mai fii cu el. Eu sunt bărbatul perfect pentru tine. A, tu nu mă crezi? Te-a prins. Am ajuns, unde sunt? Bună! Ce s-a întâmplat? Ce-a pățit? Unde-i femeia? Ce femeie? Nu vezi că el a leșinat de 4 ori? Te rog, fugi la farmacie și iei niște vitamine, te rog, a leșinat de 4 ori. Hai, fugi dacă nu vrei să mor. Hai. Ok, stați că vin. Vin acum. Vezi, ți-am zis. Ce mi-ai zis, mă, nesimțitule? Tu te bagi în relația mea, de-aia mă tot ăsta, mă. Că vine aici cu o femeie. Ce femeie? Că moare omul acolo, nesimțitule. Încă Messi. Eu aș vrea să moară familia mea dacă am făcut eu așa ceva. Nu? N-am fost eu. Le-am zis direct. Am dat dreapta, jos, primul jos, al doilea, jos, al treilea. Am dat cu dreapta, i-am oprit respirația, mov l-am făcut la față. Ce faceți? A, B. Ia vezi, mă, că a venit fratele Indigo. Băi, o Tiani, Tian, ai băut mama, ai belit-o. O să-ți dea amenda, 50 de lei. Oteanii, trebuie să plătești. Hai, bă, că plătesc, dacă trebuie, trebuie. Hai. Cât ai zis, mă, 50 de lei? Da, 50 de lei. Ia, mă, am 100 de lei, dă-mi restul. Asta e 100 de lei? Da, mă, 100 de lei, întreabă-l și pe Indigo. Da, 100 de lei, negru pe negru, nu se minte. Hai, bă, dă-mi restul odată. Fratele meu, care din asta este 50 de lei? Fratele meu, aia albastră. Să fiți cu minți. Hai să trăiești. Fratele meu, Olteanu! Bun! Ai scăpat, mă! Băi, cum ți-a promis Olteanu, că Olteanu e șmecher să ține de cuvânt, ți-am promis că îți dau 100 de lei? Ia-mă 100 de lei. Pentru mine. Pentru tine, africane. Bate faibă. Olteanu! Africane! Hai repede, hai. Ce hai repede? Unde mergi tu? Banii tăi nu mai este 50 de lei, 100 de lei, am condus o oră. Haide pe ziua iubitei mele și am luat iPhone-ul ăsta și vreau să-i dau, haide. Care iPhone? Ăsta. I-am cumpărat un iPhone și vreau să fac o surpriză. Bro, nu știu, am condus o oră. Unde stai tu, mă, să ajungem? Uite aici, în blocul ăsta, oprește aici. Oprește că mă duc în casă să aduc bani. Dar nu te cred, dacă te las o să fugi, lasă-te, lasă cine, iPhone-ul cine aici. Cine iPhone-ul ăsta? Uite, lasă aici în față, mă duc să iau. Da, las, eu las asta aici. Imediat vin. 5 minute, te rog. În 2 minute vin. A plecat. Ce 2 minute? Mamă, am câștigat un iPhone. Eu nu mai stau, la revedere. La revedere. Bine, m-a plecat. Mamă. E al patrulea care mușcă mămeala cu cutia. Mă duc repede, că poate se întoarce ăsta, se prinde.